Ok, salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2015 pe All Streams Map, singuri pe single player de această dată, deci avem și trafic, va trebui, ia uitați, vin acolo mașinile, să dăm prioritate în caz că ajung, dar eu am ajuns mai rapid decât mașinile pe drum, deci nu mai trebuie să le dăm prioritate. După cum ziceam, suntem singuri pe server, este o târziu acum, ora 21.35 în joc, bineînțeles, pentru că acum este ora 3 când eu filmez și episodul ăsta o să apară undeva pe la ora 7, cred eu. Acum vom vedea, bineînțeles, la ce oră va apărea, dar suntem aici încărcați cu sfeclă de zahăr, dacă nu ați observat încă, și mergem și noi să descărcăm sfecla asta de zahăr. Avem aici tractorașul lui Alin pus pe lucrător automat și se pare că el a terminat acum, a depistat cum că terenul e gata acolo, pentru că e de acea porțiune curbată, colțul ăsta curbat, și el l-a depistat ca și cum ar fi gata, dar nu-i nimic, noi ne dăm jos, ne urcăm în tractoraș și îi mai dăm o dată H ca să își facă el treaba în continuare și acum noi ne continuăm, bineînțeles, treaba noastră. Ne ducem, descărcăm sfecla, mai avem puțină sfeclă, 6% în mașinăria asta care e exact aici, stol parcă e. Dacă nu mă înșel, nu mai rețin exact, dar o aveți în descriere în caz că vreți să jucați cu ea. Și dacă vă întrebați unde se descarcă sfecla, sfecla se descarcă la ușile astea două mari, deci ne băgăm aici. Uite așa. Și acolo vedeți și voi sfecla, prin crăpăturile alea se vede sfecla. Și acum o să crească, dacă vă uitați, prin crăpătura aia, ca să nu mai deschid eu acum ușa, că nu am nici chef, sincer, să o deschid. Dar o să mă dau jos să iau tractorașul ăsta care rămâne fără combustibil, mai am 11% combustibil. Deschidem și noi partea asta de descărcare, mai avem 300, e foarte puțin cât avem aici. Da, totuși trebuie să o descărcăm normal. Hai să-i dăm un C, uite așa, ca să vedem și noi, bineînțeles. Bun, uite că se descarcă, s-a descărcat și cam asta e tot. Acum apare puțin că cade pe jos, dar de fapt nu cade nimic. O să-i dăm un O, aici o să-i dau să descarce, așa, și pot să plec eu mai departe cu ursusul. Vreau să duc mașinăria asta așa pe noapte, acum, episodul ăsta, să o duc acolo unde parcăm noi utilajele și toate cele pentru cartofi. De ce se mișcă atât de încet? Ah, e pornită combina. Deci combina era pornită. Ok, bun. Ăsta, aparent, se pare că din nou zice că a terminat, dar el mai are o fâșiuță, pardon, foarte mică, aici, care eu o să fac, bineînțeles, exact acum. Punem din nou lucrător automat aici. Ceva de genul ăsta și îi dăm un H normal și noi ne continuăm treaba cu, da, e stol V202, nu m-am înșelat eu deloc, știam eu că e ceva cu stol, dar nu eram foarte sigur, dar până la urmă, da, e stol și aia e. Ne băgăm aici în față, cred că pe aici era, da? Da, pe aici era intrarea, intrăm pe aici, da, sigur aici, în curtea asta și o să o parcăm, uite aici, hai să o parcăm aici. Doar că prima dată ar trebui să și iau virajul ăsta, dacă reușesc eu cumva. Sau dacă o bag acolo după colț, nu știu dacă o mai găsește cineva, aia e faza. Și poate Alin o să aibă nevoie de ea și nu o găsește și apoi să vedeți voi. Oricum, dacă se uită la videoclipul ăsta, Alin o să știe unde e. Dar nu o bag acolo, totuși o să o las aici. O să parcăm ceva de genul ăsta. Ca să nu aglomerăm baza, am decis să mai parcăm din scule, din unelte, aici. Vreau să bag acolo în spate, lângă copacul ăla, dar e ok și aici, e foarte bine aici. Mergem să alimentăm, bineînțeles, că mai avem 11 litri, foarte puțin, deci ne ducem să alimentăm. Să băgăm puțină motorină în tractorașul ăsta, care e destul de ok, ne-am făcut treaba cu el destul de
Bine, aparent, și cred că o să dăm timpul pe rapid pe urmă. Am terminat terenul ăsta de semănat, mai avem două terenuri de semănat, mai avem de recoltat, mai avem foarte multe de făcut. Realimentează, hai să alimentăm. Se duc puțin bănuții, dar foarte puțin, nu e o sumă considerabilă. Bun, hai că am alimentat. Și hai să parcăm noi. Oprim luminile și parcăm aici tractorașul. Ascundem chestiile astea, că nu avem nevoie de ele. Ceva de genul ăsta. Hop, dă-i în față puțin. Pac, 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 perfect. Mergem și după Fiat, după nu Fiat, e IMT-ul lui Alin, pardon. Da, mergem după IMT, că a terminat și ăsta, deci acum chiar a terminat. Da, a terminat. Bun, hai să ne ducem. Încet, încet se face și roșiile și castraveții. Deci o să putem vinde și roșii, castraveți și toate cele. Am mai făcut eu puține modificări acolo la livadă. Am zis că o să vând din copaci și într-adevăr am vândut din copaci. Am mai plantat câțiva altfel ca să fie mai ok puțin. Nu-mi plăceau cum a fost aranjat, erau prea apropiați, acum am făcut puțin mai distanțați. Poate o să vă arat, poate nu, habar nu am dacă o să trec pe acolo. Așa, dar noi mai avem ceva de făcut, stai să mă uit. Uite, am lăsat luminile aprinse, hai să stingem luminile. Perfect. Am mai avea, noi am văzut aici undeva. Pam, 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 ăsta. Să facem noi bucățica asta de teren, acum cât timp e noapte. Sau să dăm timpul pe rapid și pe urmă să o facem. Hai să dăm timpul pe rapid. Așa că o să fie puțin telag acum, dar o să facem și noi 7 dimineața, că e ora care mie îmi place, 7 dimineața. Bun, și cam așa ceva. Hop, e lăsat jos, bun. Alina a folosit GPS-ul, eu nu-l mai folosesc, eu merg fără GPS cu discul ăsta. Mai avem aici o bucățică destul de mare, deci o să ne plimbăm puțin cu discul. În caz că vă plictisiți, puteți să dați puțin mai înainte, poate o să fac ceva și mai înainte, dacă o să fac, bineînțeles, nu știu, habar nu am. Perfect, m-am încadrat foarte bine. Am oglinzi, dar nu văd nimic în oglinzi, aparent, n-are nimic. Trebuie să venim să fertilizăm, avem foarte mult de lucru aici. Nu o să ne plictisim absolut deloc. Și suntem și single player, deci toată munca e pe spatele nostru. În acest moment, hai să facem aici un viraj. De fapt, hai să o luăm așa pe rotund. Dar avem chiar foarte mult. Credeam că e mai puțin, dar avem chiar foarte mult aici. De discuit. Dar n-are nimic, că încet, încet trece. Perfect, și acum ne menținem în linie cât mai dreaptă. Din interior nu prea auzim sunete la tractorașul ăsta. Deci nu are sunete pe interior, ceva, nimic. Se are, bine, are sunete, dar nu foarte tari sau ceva să le auzim exagerat de tare. Bun, ne băgăm aici, lăsăm jos, că am ridicat discul ca să avem o viteză puțin mai mare. Și văd acolo unde e timpul, că avem ploaie, deci s-ar putea să plouă, sau e zăpadă, nu știu ce e aia, dar e ploaie, nu, zăpadă nu are cum să fie, că s-ar pune pe jos. N-am văzut în farming zăpadă, deși știu că este ceva hartă cu zăpadă, dar noi n-am testat harta aia niciodată, așa că nu pot să mă pronunț în legătură cu ea, deci e ploaie. O să vină ploaia în curând, dar n-are nimic. Sper să termin aici de discuit și pe urmă poate să vină ploaia liniștit. Avem 44.000
Ne-am plătit datoria la bancă, din câte mi-aduc eu aminte. Suntem la zero în acest moment. Am vândut copaci, am cumpărat copaci, v-am zis, și o ducem foarte bine. Acum stăm bine cu banii, deci în caz că Alin vrea ceva achiziții, putem să facem achizițiile liniștiți, că avem acolo o mică asigurare. Bun, ridicăm sus și mergem mai departe. Îl lăsăm jos aici și plecăm. Imediat am terminat. Am decis așa să sar, știți, prin chestii, ca să nu fac doar chestia asta. Ați văzut, am semănat puțin acolo pe automat, pe urmă, pe manual puțin. Am descărcat, am vândut puțin. De fapt, nu am vândut, am descărcat în silos, normal. Am recoltat puțin. Acum discuim foarte puțin. Jumatea a fost făcut cu GPS-ul lui Alin. Acum jumate o să am să zic cu lucrătorul automat, dar lucrătorul nostru automat e Alin, normal. Ups, aici l-am lăsat cam târziu jos. Bun, cam așa ceva. Hai că merge treaba cât mai ok. Am zis că o să fac și puțin forestry, dar nu știu dacă o să mă bag în episodul ăsta. Eventual vreo 2 copăcei, 3. De ce nu? Dacă timpul ne permite, după ce terminăm aici, să facem vreo 3 copaci. Nu cred că avem nevoie de 3, maxim 4 copaci. Să umplem o remorcuță de aia micuță de-a noastră. Ar fi absolut superb. Să facem ceva bănuți mai mulți, că na, nu vreau să intru din nou în datorii. Bun, ne mai uităm și pe partea asta altă. Mai avem acolo bucățica aia, să nu uităm de ea, dar o să o facem imediat și pe aia doar să terminăm aici prima dată. Dacă ieșim de afară, mai avem cam vreo 2 drumuri. Deci ceva de genul, dar acum mergem din interior, că e frumos de aici din interior. Nu mai ridicăm sus acum, facem doar virajul. Îmi place la tractorașul ăsta urma asta de praf unde a dat cu ștergătorul, deși na, nu funcționează ștergătorul ăla, dar aparent avem urma aia de praf care e destul de ok. Și ți arată așa puțin mai realistic, vezi puțin mai unde e murdar, nu se vede atât de clar. Deci e făcută bine, pot să zic. Bun, mai mergem o dată în sus, mai venim o dată în jos și ultima dată mergem în sus și pe urmă coborâm pe partea aialaltă, în partea dreaptă acum. Chiar e ok tractorașul ăsta, îmi place tractorașul ăsta. Aș putea dezactiva totuși sateliții ăștia să pară mai realistic, că nu mergi cu sateliții cuplați tot timpul. Îi cuplezi, bineînțeles, doar în momentul în care rămâi împotmolit sau, cine știe, nu mai reușești să ieși de undeva. De fapt, asta înseamnă împotmolit. A, și uite, acum a trebuit să fac o buclă pentru că nu m-am încadrat de-o corect. Dar nu-i nimic, acum ne încadrăm cât se poate de corect. Și v-am zis, mai venim o dată în sus, așa și este. O singură dată mai venim în sus și pe urmă coborăm în jos. Și o să ne teleportăm nu știu unde, cred că la forestry, să tăiem acolo câțiva copăcei. Dacă tot am zis că fac forestry, să mai facem puțin. Uite ce am făcut aici, trebuie să mai fac o dată. Să mă mai întorc o dată, a rămas bucățica aia micuță, care mie nu-mi place. Și acolo am văzut puțin, dar acum pentru atâta nu o să mă mai întorc. Asta este ultima tură când mergem în sus, mai coborăm acolo în jos. Cred că am zis deja de 3 ori chestia asta, dar n-are nicio importanță. Nu cred că vă deranjează faptul că eu am zis de mai multe ori că o să coborăm pe acolo prin dreapta. Perfect. Și cam asta era bucățica de care vorbeam eu.
Și am terminat și terenul ăsta, trebuie să-l fertilizăm. Avem acolo fertilizatorul unde parcăm noi camionul. Acolo e și fertilizator. Bun, hai că am terminat. Oricum mai avem treabă cu discul. Nu știu dacă pot... Aparent discul văd că nu merge pe lucrător automat. Deși îl lasă jos, dar nu văd să pornească sau să facă ceva. Ba, uite că pornește. Ok. Deci pornește, stai așa. Îl punem pe lucrător automat pe terenul. Stai să văd, ăsta e făcut. Da, ăsta e făcut. Atunci mergem noi pe aici înainte. Și ăsta era un moment bun să cuplăm sateliții. Și chiar e un moment bun. Ați văzut și voi cum am ieșit? Am cuplat sateliții foarte rapid. Doar că eu trebuie să ridic discul sus. A, e ridicat. Atunci trebuie să cuplăm sateliții ca să reușim să urcăm pe aici. Wow. Bun, acum mai decuplăm că nu mai avem nevoie de ei. Vom da un V. Și dacă eu îi dau acum pe lucrător automat, hai să văd ce face. Îl las să-și facă puțin de cap și eu o să merg să parchez asta prima dată. Să duc remorca asta la locul ei. Dacă tot am sărit direct aici, locul ei este exact aici. Aici vreau să le pun remorcile. Și putem lăsa și tractorașul aici. Și acum noi sărim, bineînțeles, în... Ponce, asta era. Bun, hai să ne ducem noi. O, uite că cresc copacii, ce tare. Hai să ne vedem pădurea. Dar uitați-vă unde a pus Alin copăcelul ăsta 1. Ia uitați-vă la el. Deci Alin l-a pus exact în barieră. Copacul ăsta 1. Și aici avem o grămadă de copăcei. Noua noastră pădure cam așa arată, în caz că v-ați întrebat. Hop. Deci copacii au coliziune chiar dacă sunt foarte mici. Bun. Hai să ne băgăm noi pe aici. Doar că eu mă cam lovesc acum de ei. Îmi e foarte dificil să trec. Stai, ridicăm sus și îl băgăm pe oaltă așa. Da, văd că cineva dorește să urmească transmisiunea mea, adică să se uite cum mă joc, dar nu o să accept chestia asta acum. Bun, mergem pe aici. Bun, o luăm pe aici. Printre copăcei. Perfect. Oare încap eu pe aici? Cred că da sau nu. Apare, nu știu dacă în cap, nu, se pare că nu. Și sper să nu rămân blocat aici acum. Uite că n-am rămas. Noroc. Doar că e foarte dificil. E extrem de dificil să mergi pe aici. Cu ponseul ăsta. Ia stai să ieșim noi afară. Poate avem o priveliște ceva mai bună. Să-l dăm brațul ăsta puțin mai în față. Îi dăm un B. Trebuie să deschidem chestia asta. Să vedem la câți metri trebuie. Cred că la 4 metri sau la 5. Era la 5, cred. Să tai la 20 de metri. La 5 metri hai să tăiem. Și vreau să iau copăcelul ăsta. Deci chiar dacă nu o să-i încarc acum, în episodul viitor o să încarc lemnele astea. Eu le tai acum. Dacă tot am venit până aici, le tai normal. Bun. Ridicăm sus. Aici. Și le tăiem la 5 metri. Să încapă pe remorcă. Asta vreau. 3 bucățele, 4 bucățele și vârful dispare. Asta așa mă și gândeam și eu. Hai să luăm și bucățica asta de aici.
Bun, l-am luat. Și îl tăiem și ăsta. Acum eu nu știu să fac grămada la fel ca Alin. Grămada mea fac că deja e în două părți. Dar asta n-are nimic. Oare pot să iau eu de aici? Bun, ne-a apărut butonul să tăiem. Deci e superb. Hop, hop, hop și facem o întoarcere. Ceva de genul ăsta. Hop. Și aici le tăiem. Două. 3, 4 bucățele, perfect. Și cam atât ajunge cât am tăiat, cred că am tăiat destule. Mai avem aici bucățica asta mare, care eventual o să o tăiem noi cu drujba, că nu avem cum altcumva. Hai să merg pe aici. Uite așa. Deci mă bucur foarte tare că a crescut pădurea, chiar nu mă așteptam să crească și uitați-vă că a crescut pădurea. Este în stare perfectă de funcționare pădurea. Bine, mai trebuie să crească ea puțin acum, că e foarte mică încă, dar o să crească. Și după ce crește, noi o să ne putem băga din nou la defrișat și asta înseamnă noi achiziții pentru Alin, dacă ne băgăm în defrișat. Bani foarte mulți, că o să facem o grămadă de bani, vă garantez. Oprim și noi motorul și păcat că n-am aici un tractoraș sau ceva. Și acum să vin din bază. Hai că vin din bază cu asta. Perfect. Ne ducem cu asta până acolo și încărcăm lemnele alea foarte rapid. Dacă tot le-am tăiat acum, de ce nu? Uite, deja aici a și crescut puțin, dacă am dat timpul pe rapid normal. Altfel nu creștea. Și tot m-ați întrebat unde e punctul de vânzare a lemnelor, nu știu dacă te-ai descurcat, cel care m-ai întrebat. Acum că am tăiat lemnele acolo, cred că ți-ai dat și tu seama unde e punctul de vânzare, iar dacă nu ți-ai dat seama, te uiți pe harta mea acum și deasupra la terenul 13, unde scrie centrală electrică. Acolo e punctul de vânzare a lemnelor, acolo avem noi un, în ghilimele, tren. Și puteți să trimiteți trenul care nu există, doar maneta există. Aici sunt copacii, am pus acolo un depozit, pentru că avem nevoie de depozit, produc foarte mult. Și acum, uitați-vă și voi, trec pe aici, am 30 de frame-uri constant, aveam tot 30 înainte peste tot, doar când eram în zona asta aveam 15 sau 20. Deci, aparent, manevra care am făcut-o eu, prin vânzarea acelor copăcei, a dat roade și eu am greșit drumul acum. Deci am ieșit de la terenul 1 și am venit în jos ca și cel mai mare, să nu zic ce. Da, hai că nu contează, asta e. O să vindem în episodul următor, o să merg acum acolo să fie totul pregătit și vom vinde lemnele alea în episodul următor. Așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, un subscribe la canal dacă n-ați făcut-o până acum, bineînțeles. Și până la următorul episod... Eu v-am salutat. Bye bye.